Nu știu cum ești tu, dar eu nu sunt o persoană foarte matinală. Mă trezesc dimineața și spun, neața, doamne. În schimb, soția mea se trezește și spune, bună dimineața, doamne. Ea e plină de energie și gata să înceapă ziua. Acum a deschis ochii, dar nu e și cazul meu. Timpul de dimineață e cel mai greu moment al zilei pentru mine. Mi-aduc aminte că am participat la o seară prelungită de rugăciune la o biserică. Eram chiar în perioada în care mă întorsesem de curând la Domnul și am fost invitat și eu la această întâlnire de rugăciune. La fiecare oră de rugăciune făceau câte o pauză scurtă, iar apoi se rugau o oră, după care făceau din nou pauză. În felul acesta ne-a apucat pe toți acolo zorii dimineți în timp ce ne rugam. La un moment dat a sosit una dintre pauze și toți s-au ridicat de la rugăciune, cu excepția mea. Eu eram încă în genunchi și toată lumea și-a dat seama că m-a țipit când am început să sfărui. Atunci cineva a venit la mine și m-a trezit, iar eu m-am simțit atât de prost că m-a țipit și am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Ucenicii săi au ațipit când Domnul Iisus se ruga. Dacă citim Evanghelia după Marcu, capitolul 1, vom descoperi că Domnul Iisus avea obiceiul să se roage dis de dimineață și chiar înainte de răsăritul soarelui, ucenicii îl găseau rugându-se. Acesta era obiceiul Domnului Iisus să caute mai întâi fața Tatălui în rugăciune. Așadar și noi trebuie să ne începem mai întâi ziua cu Dumnezeu. Dacă vom lăsa rugăciunea pe finalul zilei, la sfârșitul zilei vom spune, Doamne, iartă-mă că iar am greșit. Avem nevoie să începem ziua cu Dumnezeu spunându-i, Doamne, ajută-mă, am nevoie de Tine și astăzi. Eu, de exemplu, mă trezesc de dimineață, îmi fac o cafea, îmi iau micul dejun, mă spăl și mă îmbrac, apoi încep să am părtășie cu Dumnezeu și să mă rog și în felul acesta mă întâlnesc cu Domnul și pe tot parcursul zilei am sentimentul că este cu mine. De aceea aș vrea să te încurajez să-ți începi ziua cu Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta l-a făcut și Mântuitorul nostru. Dacă asculți de El și vei face lucrul acesta, vei descoperi că vei simți prezența sa pe parcursul întregii zile. Așadar, caută-l pe el mai întâi.